Am revenit la politica la Iași, alături de mine, domnul Petru Movilă, deputat din partea Partidului Mișcarea Populară. Vom merge către temele locale, dar să parcurgem totuși puțin câteva dintre prioritățile dumneavoastră parlamentare. Sunteți vicelider la Cameră și sunteți membru în Comisia pentru Sănătate, Familie. Ați fost și în legislatura trecută membru al acestei comisii. Cu proiecte de legi, devenite legi. Da. Și aș vrea să mergem. Haideți să începem întâi cu partea de management în grupul parlamentar. Nu e un grup mare. În grup mare eu am mai fost vicelider la PDL. În 2009-2010 chiar am răspuns la minorității, de grupul minorităților. De aceea cunosc cât se poate de bine problematica minorităților din România. Inclusiv altele decât UDMR-ul, dar și UDMR-ul. E un grup cu colegi foarte isteți, foarte determinați să facă treabă, un grup omogen și sperăm să avem rezultate pe măsură, chiar dacă suntem puțini, putem determina... Da. Și pozițiile în Parlament, sunteți, cel mai mic grup dintre cele care au mers în alegeri normal, facem abstracție de minorități, n-aveți poziții de comandă în multe comisii. Avem președinte la comisia, da. Funcție de președinte români în afara granițelor, avem vicepreședinți, cum spuneam, chestorul, liderul de grup. Și avem reprezentanți în toate comisiile din Parlament. Este important acest lucru. Sigur, vor fi probleme importante pe ceea ce înseamnă funcționarea justiției și respectarea drepturilor omului. Proiecte importante în sănătate, este absolut nevoie de o nouă lege a sănătății și ați văzut că și PSD-ul, în programul de guvernare, vorbește despre acest lucru. Și USL-ul, PSD-PNL-ul au vorbit despre 80% din proiectele din actualul program de guvernare în 2012. Bun, diferențele de, în privința inițiativelor de politică publică, nu vreau să generalizez acum, dar tind să nu fie mari între partide. Altele nu, sunt pentru că temele. Problemele sunt aceleași și afirmațiile, ați văzut, multe ori sunt la fel. Problema este în cât timp diferența de punere în practică diferă la un partid la altul, aplicarea și, sigur, de multe ori și filozofia internă a proiectului, de unde apuci problema ca să o rezolvi, cum și cât costă. Că și aici e o problemă. Da. Va fi deci legea sănătății este absolut necesară. Fără să discut eu acum, evident, nu poate îmi veți spune dumneavoastră câteva chestiuni de fond pe care le-ați dori introduse. Vreau întâi să mergem pe procedură. În comisie, așa cum vedeți dumneavoastră Comisia pentru Sănătate, credeți că e loc pentru ca dumneavoastră, și, mă rog, partidul dumneavoastră, prin persoana dumneavoastră, să emite idei care să fie luate în calcul sau va fi o chestiune strictă a majorității și implicit dumneavoastră vă veți opune și veți vota împotrivă? Și... În mandatul trecut am avut, sigur, multe inițiative legislative, cel mai multe făcute în parteneriat, în dialog sau ideile ieșenilor, deci cu ieșeni. 10 au devenit proiecte de legi, organizarea Ordinului Asistenților, vânzare mediu online, multe alte proiecte de legi. În condițiile în care eram parlamentar neafiliat, nu aveam grup parlamentar. Da, nu erau legi foarte, tăioase. Legea privind organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților și Moașilor este o lege de sistem, de exemplu. Da. Sunt și legi mai sănătoase și... Da, dar spuneam, nu sunt tăioase, nu erau foarte expuse da. Competiției. Sigur, am avut legea sănătății care a fost respinsă, dar o reluăm. Pentru că este într-adevăr nevoie de o altă filozofie, organizarea sistemului, cum plătim medicii, cadrele medicale, de ce servicii medicale beneficiază un român care plătește asigurări de sănătate. Dumneavoastră, dacă ar fi să spunem, imaginăm o situație foarte repede, să gândiți un punct sau două principale în care ar trebui schimbat ceva, care ar fi? Da, ar trebui schimbată filozofia privind sistemul de urgență. În ce sens?
În sensul că ar trebui făcut, de fapt, sistemul în ansamblu, funcționarea prespitalicească, care înseamnă medicul de familie, ambulatorul, deci trebuie să funcționeze măcar de la nivel mediu în sus, pentru că altfel se aglomerează unitățile de primire urgență, iar randamentul, eficiența serviciului medical în urgență nu mai este cea care trebuie. Un lucru. După care, sigur, ar trebui să vedem foarte clar ce este important în sistemul de sănătate, ce servicii beneficiază un om care plătește asigurare de sănătate. Sau sunt foarte multe lucruri, în sensul că noi nu avem ghiduri, protocoale de funcționare, noi nu știm exact care este costul unei operații în România. Da? Pentru că sistemul de sănătate se poate plăti matematic și nu încă într-un paușal, da? Ca să spunem noi, într-un ceapă mare, așa. Deci sunt foarte multe lucruri. Doi, medicul este funcționar public sau este o profesie liberală și trebuie tratat ca atare? Bun, medicul înseamnă o profesie liberală și Da, pe aici o știm plată a foarte unui bine, sistem da. bugetar. Da, dar Deci aici trebuie problema. scos medicul de aici și creat sistemul în 7 ani, 5 ani, 7 ani, unei competiții reale în sistemul de sănătate, să putem plăti medicii după performanța din spital, pentru că la acest moment noi nu avem o filozofie corectă a resursei umane din spital, a carierei profesionale, a Da. evoluției Cum vă unui medic. explicați? Dumneavoastră erați în Parlament atunci. Cum s-a indus această idee, această analogie între medic și funcționarul public? Bun, cu toții știu că a fost problema cu foloasele necuvenite sau mita, etc. Și spui, domnule, să fim duri cu ei. Dar, dincolo de povestea asta, cum de s-a produs această analogie, nu știu, bizară? Bizar, a venit pe o mentalitate oricum veche comunistă, iei bani de la stat, ești angajatul statului. Pentru că medicul prestează servicii pe bază de contract. Sigur. Dar unii se gândesc că și medicul de familie ar putea fi funcționar public, care are contract Bun, cu dar casa de atunci haideți să asigurări. ne facă și pe noi în televiziune funcționari publici, Da, că tot un serviciu eu zic public să nu vă facem, da. grăbiți, că cine știe Păi ce milion va avea nu mă grăbesc deloc. PSD-ul. Deci de la această idee a pornit că banii vin de la stat și atunci ești angajatul statului. Așa și cei care sunt în laboratoare, în imagistică, știți, ar trebui să fie până la un punct semifuncțional, nu știu, dar trebuie scoasă această idee și medicul trebuie tratat ca atare, ca un personaj, ca o profesie care, într-adevăr, e o profesie liberală. Mă rog, sunt multe de făcut în sistemul de Da. Aș mai sănătate. întreba ceva. Dumneavoastră, vorbeam și în prima parte a emisiunii, ați reprezentat în trecuta legislatură un colegiu rural, acum nu mai e distribuția pe colegii, dar problema accesului și problema, hai să spun, nu a egalității de tratament, că nimeni nu e naiv să-și închipuie că cineva de la 100 de kilometri de Iași sau 70 va avea parte de aceeași gamă de servicii ca un locuitor al Da, municipiului. Ce facem aici? putem face și e nevoie de decizie. Am avut câțiva ani de zile în care am făcut demersuri ca în colegiul în zona Țibănești, de exemplu, să fie un centru de permanență medicală. Nu s-au putut pentru că Direcția de Sănătate și Casa de Asigurări nu au avut suficientă voință să determine medicii să se constituie într-un centru de permanență. Și sunt câteva centre în județul Iași. Pentru că zona Țibănești, Dagăția, Tansa, este cea mai îndepărtată de un spital. Gândiți-vă că avem zonele dinspre Răducăneni, Vlădeni, Pașcani, celelalte sunt mai puțin de 25 de kilometri de un spital. Ori, de la Dagăția, de la Piscul Rusului, sunt 80, Așa, aproape mai 100 de exact. Da. kilometri. A existat Smurdu, care a fost desființat. Smurdu, care în parteneriat cu serviciul de ambulanță, avea intervenții pe urgențe medicale și îi aducea rapid la spital pe cei care aveau nevoie. Au fost și locuri de muncă create. Sigur, am un demers început acum, din nou, din toamnă. Este un alt primar la Țibănești, sper să înțeleagă că dialogul este bun. Nu primarul, stăpânul comunei, avem foarte multe situații de genul ăsta.
Deci am început demersurile la Țibănești pentru un centru de permanență și mai mult decât atât, chiar și zilele acestea am avut discuții cu colegul meu, cu Vasile Câtea, cu primarul de la Poduiloae, cu viceprimarul de la Poduiloae și cu doamna doctor Diana Cimpoișu, pentru a face demersul ca la Poduiloae să se înființeze și la Țibănești să se înființeze unități ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pe care să se constituie structuri SMURD. Da? La Podul Iloa există o structură SMURD care este plătită doar de comunitatea din Podul Iloa. Oamenii nu pot duce la nesfârșit. E o sumă mare, câteva miliarde de lei, dar pe această structură, egalitate de tratament, cum spune de șansă, Podul Iloa și Țibănești ar putea avea două structuri ISU pe care să se creeze SMURD-ul și am putea veni mai departe. Sunt teme pe Însă, care pe nu. lângă aceste lucruri, este foarte important ca alte instituții care determină infrastructura, Consiliul Județean în primul rând, să funcționeze, să fie drumurile bune, pentru că drumurile bune reduc uzura la ambulanțe. Știți, la Iași, un parc foarte vechi, sperăm anul ăsta să intrăm în procedură de reînnoire sau, în cazul de față, în această iarnă, când au fost drumuri înzăpezite, responsabil pentru dezăpezire este Consiliul Județean, sigur, contractanții care are, astfel încât serviciile de urgență să poată interveni. Cu mențiunea că Iași totuși este norocos că dacă sunt două șenilete la ISU și una la serviciu de ambulanță, totuși se mai poate interveni. Încet, încet mergem spre proiecte ale Iașului despre care se discută mult. Ați discutat și dumneavoastră în campanie, și în iarnă, și în vară, și se discută mereu. Acum, eu cred că mulți dintre telespectatori s-au săturat puțin de vorbăria din jurul Spitalului Regional de Urgențe. Haideți să fim conciși. Ce se va întâmpla? Se va face și unde se va face? Deci, spitalele regionale de urgență sunt o obligație pe care România și-a asumat-o în 2007. Deci, aceste proiecte nu sunt meritul nici PSD, nici PNL. În momentul în care și-a asumat în 2007 România aceste proiecte, deja era aprobat bugetul european 2007-2014, nu au fost sume alocate decât acum. Da? Deci este obligația statului român, nu PSD, PNL, PMP. Sigur, Partidul Mișcarea Populară a votat în Consiliul Local locația din Cea Rosetti, în condițiile în care primarul Iașului și majoritatea PSD-ALDE au venit și au spus că dacă nu se votează atunci se pierde finanțarea. Nu știu dacă vă amintiți. Acum regretați Cu sau e rezerva în regulă? că terenul nu este foarte bun, știți, poziția mea încă din 2007, că locul unde se va face, unde trebuia făcut era undeva între Valea Lupului, Lețcani, Miroslava, în acea zonă. Vom vedea imediat ce se întâmplă. Primarul Chirica și președintele Consiliului Județean au dat asigurări că sunt soluții pentru drum, care e un drum foarte întortocheat, prost. Vom vedea, deci nu este cea mai bună soluție, dar eu am spus de mai multe ori că poate ar fost mai bine ca primăria în parteneriat cu Consiliul Județean să aloce 7 milioane, 10 milioane de euro să cumpere cel mai bun teren, 10 hectare, unde se putea construi acest spital regional și decât să cheltuim 30 de milioane de euro doar pe calea de acces. Vom vedea, timpul va confirma că am avut dreptate și colegii mei de la Partidul Mișcarea Populară susțin la fel, însă fortuiți de acest argument că dacă nu se votează, știți bine, prin octombrie, cred că s-a votat, sau noiembrie, dacă nu se votează, se pierde finanțarea. Da, bun, O noi altă suntem mereu pe nevol... muchie, O altă... suntem mereu Da, pe e un lucru muchie. foarte grav, asta arată imaturitatea celor care conduc sau dezinteresul, nepricepere, nu-mi dau seama, dar o caracteristică negativă. Ce este foarte important, nu se știe valoarea acestui spital, nu se știe, sau se știe doar că prin fonduri europene vor veni 50 de milioane de euro, restul vor trebui să aloce Ministerul Sănătății și Administrația Publică Locală. Da? Iar o nebuloasă. Este o necesitate acest spital, pentru că din cauza orgoliilor avem, cred că 14 spitale în municipiul Iași, foarte multe, dispersate.
e nevoie de servicii medicale în Iași, dar e o problemă. Un alt lucru important, ne trebuie un spital de cardiologie. Ne trebuie o structură nouă. Gândiți-vă că Institutul de Cardiologie din Iași are 130 de paturi și două etaje din Spitalul Parhon. E ceea ce ne trebuie în condițiile în care deservește o populație de 4 milioane, minim 4 milioane de locuitori cât are Moldova, în sănătate. De exemplu, două proiecte care ar putea fi foarte importante. Am demarat chiar în 22 iulie anul trecut cu managerul de la Spiridon și fostul ministru al Sănătății discuțiile, s-au alocat banii pentru clinica Marele Ars, cum îi spun la Spiridon, 150 de miliarde, clădirea este la cheie, cum se spune. Am avut și astăzi întâlnire, am vorbit și cu ministrul Sănătății azi, ca Spitalul Sfântul Spiridon să facă o fundamentare pentru echipamentele, mobilierul necesar, astfel încât în vară să dotăm acest spital. Sigur, sunt multe probleme în Da, sănătate. aici Este o carte de vizită foarte importantă, pornind de la dezvoltarea și valorificarea la maxim a spitalului de recuperare. Da? Avem alte spitale cu care Iașiul poate să se mândrească și să fie ambasadorii noștri pentru elite. Că asta trebuie să fie una din marile noastre probleme ale poporului român, să ne susținem elita, că vorbim de medici, de profesori, de oameni de afaceri, de artiști, pentru că ei ne reprezintă și ei, la rândul lor, creează proiecte ca să-i tragă pe ceilalți după Nu ei. mă îndoiesc că aceste proiecte care țin de sistemul medical vor face obiectul dialogului, veți discuta și noastră, veți discuta probabil cu jurnaliști și cu jurnaliști mai competenți în acest domeniu decât mine. Eu mă bucur că oarecum Fiecare telespectatorii dintre noi are știu, un domeniu de da, exact, competență maximă și restul. am vrut și chiar mă bucur că ați dat aceste Uitați sub știri, pentru stații că de ambulanță telespectatorii vor la. ști și se vor informa. Am avut discuții pentru a se crea sub stații de ambulanță la Scânteia, de exemplu. O zonă izolată. Schitul Duca, la Movileni. Acesta este unghiul din care privesc eu ca politolog. Mă interesează Da, adică un o anumită sistem care echitate, să un sistem. asigure accesul de tratament egal al cetățenilor. La Țibănești, până se va face smurduisul, să încercăm să dublăm numărul de gărzi pe ambulanță, da? Să mărim numărul de mașini, da? Care să intervină în urgență medicală. Sigur, și mai avem proiecte. Știți că am reușit anul trecut, la sfârșitul verii, cred că în septembrie, Iașiul a fost acreditat ca centru de transplant hepatic, al doilea oraș după București, și împreună cu profesorul Tinică de la cardiologie pregătim din nou, dânsii pregătesc, eu fac lobby pentru transplantul de cord. Este singurul transplant care nu se face la Iași din ceea ce se face în România. Avem E transplant important ca de dumneavoastră tendon, de oamenii. os, de cornee, de ficat, spuneam. E important ca dumneavoastră oamenii politici să discutați, să colaborați cu medici în cazul de față, cu alte specialiști. Haideți să mergem spre o altă temă care e de multă vreme și probabil va fi multă vreme în atenția publică. Nu e prima și probabil nu va fi ultima oară când discutăm despre autostradă. Poate că vă amintiți, perspectiva mea e una ușor mai neconvențională, și anume, totuși, cât va costa? Cât vom plăti și mai ales cât, nu vă cer cifre, pentru că aici e o întreagă Nu discuție, avem și da, cifre, mai avem 3 minute. Trebuie deci, un domnul răspuns Odată, politic. nu, un răspuns foarte tehnic. România în 2010 a introdus standardele de cost pentru kilometru de autostradă, cum e în Europa, care spune un kilometru de tunel autostradă costă 5 milioane de euro, un kilometru de autostradă la câmpie costă 1 milion și așa mai departe. Pe coația de traseu care avem Iași-Ungheni-Iași-Târgu Mureș, maximul este 6 miliarde de euro. Ați văzut că a revenit toată lumea sub Am văzut. 6 miliarde Da, de haideți euro. să reformulez pentru că mai avem Iar foarte. un lucru important. România are niște angajamente pentru coridoare europene. Unul din coridoare este Cernăuți-Giurgiu. Așa este. Dar De asta toți știți. miniștrii de transporturi, și n-a spus nimeni, au insistat pentru tronsonul Pașcani, Bacău,
și eu cred că se va face. Buzău, dar știți de ce? Pentru că este pe tronsonul, este un tronson dintr-un coridor. Și e ultima întrebare care avem noi timp. Putem face... dacă ar fi ca partidul dumneavoastră, la un anumit moment, intră la guvernare, se produce ceva, nu știu, sau alegeri anticipate. Poate face două lucruri clare. Și nu, dumneavoastră ați veni în fața publicului ieșan și să spuneți, domnule, uite, pe această legislatură se întâmplă cu tare sau cu tare și vă garantăm autostrada care să traverseze Carpații, nu știu, în 2025? Da, sunt două lucruri care se pot face din bugetul de stat. Primul lucru, studiul de fezabilitate, poate nu pentru traseu, dar măcar pentru traseu care ne interesează Târgu Neamț de Trău, este cel mai important tronson al autostrăzii. Și doi, Guvernul României poate aloca 100 de milioane de euro pentru demararea lucrărilor. Da? Sunt două lucruri clare care stau la îndemâna guvernanților, indiferent care vor fi ei. În 2030 trecem Carpații? Cu mașina? Pe autostradă? Că așa-i trecem oricum. Sigur vom trece, pentru că tot la fel, fără a spune povești, dar să îi sancționez pe toți politicienii care au mințit până acum, până în 2020 nu se poate vorbi de începerea lucrărilor la autostradă din bani europeni. Soluția este cea care am spus. Studiul de fezabilitate din bugetul Ministerului Transportului, din bugetul de stat și prima 100 de milioane de euro pentru demararea lucrărilor. Am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Sunt multe teme de discutat. Vom mai discuta pe perioada mandatului dumneavoastră. A fost Petru Movilă, deputat al Partidului Mișcarea Populară. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare la Politica Live.